20% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 sunt diagnosticate cu o tulburare psihică într-un interval de 3 luni de la declanșarea bolii. Investigatorii care au efectuat un studiu clinic de amploare au ajuns la această concluzie după ce au analizat dosarele medicale electronice a 69 de milioane de pacienți din Statele Unite ale Americii, dintre care 62.000 au fost infectați cu COVID-19. Anxietatea, depresia și insomnia au fost cele mai frecvente afecțiuni. Specialiștii au observat și un risc semnificativ mai mare de demență la persoanele care au trecut prin infecție. Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente a acordat autorizația de utilizare de urgență pentru Bamlanivimab, un tratament pe bază de anticorpi produs de compania farmaceutică Eli Lilly, iar medicamentul este destinat bolnavilor cu forme ușoare sau moderate de COVID-19. Acesta poate fi administrat atât adulților cât și copiilor. Tratamentul ar trebui să fie administrat cât mai curând posibil după un test COVID-19 pozitiv și în termen de 10 zile de la apariția simptomelor, au menționat reprezentanții companiei producătoare. Pentru formele severe de boală, FDA a aprobat în antecedent tratamentul cu plasmă convalescentă și cu antiviralul Remdesivir. Compania farmaceutică Moderna a anunțat rezultatele încurajatoare ale unui studiu clinic despre un vaccin experimental împotriva cancerului. Tratamentul cu candidatul pe bază de ARN mesager a micșorat tumorile la 5 din 10 pacienți cu carcinom cu celule squamoase la cap și la gât, atunci când a fost administrat în asociere cu Keytruda. Doi dintre acești pacienți au obținut remisiunea completă. Rezultatele interimare provin dintr-un studiu de fază 1. Copiii infectați cu noul coronavirus produc anticorpi mai slabi și de mai puține tipuri decât adulții, ceea ce sugerează că infecția este eliminată mult mai repede din corpul copiilor, potrivit unui nou studiu. Un răspuns imun mai slab la copii poate indica faptul că ei înving virusul înainte ca acesta să aibă șansa de a face ravagii în organism și poate explica motivul pentru care copiii sunt în mare parte scutiți de simptome severe. De asemenea, această descoperire ar putea arăta și de ce este mai puțin probabil ca cei mici să transmită virusul la alte persoane.